De astăzi cresc tarifele pentru parcare în centrul capitalei. Taxa pe un loc de parcare va ajunge la 10 lei pe oră. Municipalitatea susține că măsura era necesară, întrucât în București au fost depășite valorile limită stabilite prin legislația Uniunii Europene privind calitatea aerului. Una dintre cauze ar fi poluarea din cauza traficului intens și a utilizării pe scară largă a autovehiculului propriu. Dacă în zona centrală taxa pentru parcare a fost majorată la 10 lei pe oră, tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe oră pe măsură ce ne îndepărtăm de centru, iar rezidenților li se aplică tarife preferențiale. Tariful pentru serviciul de blocare, respectiv deblocarea autovehiculelor, este de 200 de lei.